Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ședința de astăzi, ședința ordinară, a fost convocată pe formă uneasă, în conformitate cu prevederile dispoziției 244 din 17 octombrie 2022. Pe adresele de mail ați avut procesul verbal de la ședința anterioară din 29 septembrie. Amendamente? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Dau cuvântul președintelui de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Programul privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Său, cu data de 25 octombrie 2022. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator Emilian Budaca. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inițiator primar Emilian Budaca. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Iasău, județ Bacău, inițiator primar Emilian Budaca. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al Comunei Iasău, inițiator primar Emilian Budaca. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului dotarea compartimentului monitorizare, salubrizare, întreținere, străzi al Comunei Iasău prin achiziționarea unui utilaj și accesorii în cadrul măsurii 19, lider din Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, sub măsura 19.2, măsura 8P6B, a SDL Gal Valea Muntelui, investiții în infrastructura și servicii publice. Apelul de selecție numărul 1 din anul 2022, inițiator primar Emilian Budaca. Punctul 6, probleme diverse și mai o modificare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Iasău pentru trimestrul 3 al anului 2022, inițiator primar Emilian Budaca. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primar Emilian Budaca. Comisia avize favorabile. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inițiator primar Emilian Budaca. Comisiile avize discuții? Nu. Supune la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Iasău, județul Bacău. Inițiator primar Emilian Budaca. Comisiile avize favorabile. Discuții? Aici, cu toate că noi avem un contract deja de rulare, urmează să vină să ne ridice câinii, să impunem să facem și un, și un serviciu. Asta este, trebuie să dăm o formă și la... Și către cine delegăm? O să vedem, de exact, avem... ca serviciu de iluminat. Așa da. Că avem serviciu de iluminat public și avem contract de prestări servicii. Ați văzut, dacă ați citit regulamentul, ați văzut, avem contract de delegare sau contract de prestări servicii. Noi alegem din delegare, alegem prestarea de servicii. Deja există contract de prestări servicii. Deci, în primul fază pentru un an de zile. Am luat o amendă până acum, da, de 5.000 de lei. Dar dați-vă seama, să înființăm noi în serviciul ăsta, ce ar însemna? Ar însemna medic veterinar. Ar însemna... muncitori? Cel puțin 4 muncitori. Unul trebuie să stea tot timpul acolo și trebuie să fie un schimb bani, nu? Deci ai 3 schimburi plus schimbul bani. Faci concediu. Plus toate, plus hrană. La câini plus. Ați văzut și regulament și modalitatea de aplinire este destul de complicată, adică chiar simplu, suprafața necesară și așa mai departe. Avem obligativitatea să facem asta. Vă aduc și de genelul. Dacă nu i-am văzut să ne amendeze iar. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau privat al Comunei Iasău. Inițiator, primar Emilian Budaca. Avizele comisia, avize favorabile.
Discuții? Ăsta are un nume ca bun post, așa că așa o trebuie să denumească. Dar e vorba de un rileu din ăsta de Orange la Ciobănuș. Am avut foarte multe solicitări până acum de la cetățenii din zona aia, n-au semnal la Ciobănuș. Și data de care se dea pasă semnalul, dar scaunele alea mai trebuie aparatura prospătată. Și am ajuns la o convenție. Ei să mai monteze un rileu din ăla undeva la al doilea pod sus pe izlaz acolo. Și noi trebuie să le dăm ok, da. Plus că au trebuit un regulament ca să se intervină acolo. Deci o să mai monteze, știu eu, o lună, două, o să monteze un rileu acolo. Și continuat și cu partea aia de sus, către la scaunul la masă, dacă se poate să îmbunătățească. Da, acolo avem semnat, dar e foarte smart. Da. Și eu acasă, la degeaba, în casă. Degeaba la vinda pisacul, nu-l înțelege. Dacă nu trebuie să stau, ori să stau. Deci insista la ei să fac, eu știu, un amplificator de semnal sau... Continuare facem solicitări. Da, pe asta. Când înțelegi pe locul din țara noastră. Să mergem repede. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului, dotarea compartimentului monitorizare-salubrizare, întreținere străzi al comunei Asău, prin achiziționarea unui utilaj și accesorii. Comisiile, avize favorabile. Discuție. E vorba de GAL, proiectul ăsta prin GAL Valentului. La toate comune de privane, mi s-a aprobat o anumită sumă, nouă mi s-a dat. Mi s-a aprobat în jur de 82.000 de euro, tot cu TVA-ul. Și intenționăm să achiziționăm un tractor românesc, ca să ne încadrăm așa, destul de bunișoare și mai făcut la Reghin, cu cupă de încărcare în spate și în față, așa, și accesorii. Ce înseamnă? Mături, lamă, accesoriile astea pentru prășcheții, și noi trebuie să bugetăm deocamdată la aprobarea proiectului, ei ne depontează banii despre asta. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? Modificarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Asău pentru trimestrul 3 al anului 2022. Inițiator primarul Ilie Andra. Avize favorabile, conține. Discuții. Okay. Nu sunt. Aprobarea contului bugetar. Supune la vot. Cine este pentru? Punctul 6. Probleme diverse. Prima problemă e, da, e factura la iluminatul public. Mi-a venit de 17.000 de lei, care eu cred că era 5.000 și ceva până acum, 5.000 până în 6.000. Deci s-a triplat aproape. Când nu mi-a venit indexul, acum se emit două factori, una e electronică și una e fizică, care vine hârtie, efectivă. Mi-a venit aia electronică, dar aia nu are kilovați, nu are... Să vedem că nu se ne apară așa aia altă, deci e atât de mult deodată, dar ne așteptăm și noi. Mai reduce de lămpi. Asta era problema. Și ca dolară și ca timp. Nu știu dacă se reduce din lămpi. Se reduce din toate comunele, am văzut că se reglează ceasurile de la o oră de noapte, de exemplu, 12-1 noapte, până la 4 dimineața, când se începe iar oamenii să... Să miști, să oprim curentul. Avem posibilitatea să poate regla ceasurile alea. Dacă sunteți de acord, asta e o măsură administrativă, nu trebuie să facem proiect de hotărâre, asta doar trebuie să o luăm, să o luăm noi. Hotărârea e Consiliul Local. Și noi, de la 12 noapte, la 4 dimineața. E o problemă că nu o să mai avem lumină la camerele de la vedere. Dar vedem cum o să fie, ce o să facem, nu știu. Nu sunt legate separat? Nu, nu știu. Camera de la vedere e sub lampa, sub proiector. Deci, la care luăm curentul, nu mai vine camera. Luăm niște lămpi cu panou. Și punem la vot. Nu e o variantă rea nici asta, da? Poate, la mărțimea de la mărțimea. Da, dar ne cumpărăm din cheltuiala la care vine la cărătul de la vot. Deja ne-au păștit la poliție, ne-au luat legătura cu noi, cu domn Bici,
se vadă întrerupim sau nu. Până acum am zis că nu, dar de acum trebuie să o facem și noi. Văzând factura asta, deja ne strânge din spate. Să reducem, ce să reducem numărul de lămpi? Că deja pe un stârb avem o lampă pe unul nou. De unde să mai reducem numărul de lămpi? Azi că se întrerupim de la ora 1, 12, cum? Așa așa mai merge, mă bun. Da, nu prea sunt prea mulți care pleacă. Și reintegrarea, nu se poate monta cu sievor de detector de mișcare, să aprinde unde stă lumea la știa. Să stă plătecat, e complicat. Bine, sunt mai bine factură. Da, noi o să chemăm pe ăștia care țin mediteranța, să vedem ce soluții au și ei pentru lămpi unde sunt camere la vedere. Și dacă găsim o soluție mai bine. Păi, la punct de unde este camera. Oricum, nu pot să mă uit, trebuie lăsat câteva puncte. Pentru asta mai ai un circuit separat. Păi, direct de unde? Trebuie să fie direct din rețeaua și în contorul? Da. Le-ai luat direct în rețea? Da, trebuie gândit. Poate că zici o modalitate cu cineva. Trebuie să vezi cum. Deci aleși care poate cu cultiva. Da, da, ne gândim, da, ne gândim. Dar, în principiu, o să trebuie să facem și spațiul ăsta, nu? Da. Canalizare, nu mă mai întrebați, că știți. Da, nu, vedem ce. Vedeți ce. Ne pare bine că o facem. Păi da, da. O facem foarte bine, la strajă, acolo, la... pe obiectul reparat și am avut că tot în zona aceea o spart iar. Reparată nouă. Și eu crezut că e merge. Reparată nouă. Cum, ce reparați a făcut iar astăzi? La strană, la bodei. Acum s-a bodeit, dacă nu a făcut-o reparat, acum repară din nou. Acum repară dacă două luni. Acum repară din nou. Acum repară din nou. Unde s-a îmbinat cuțeava nouă, cuțeava veche, s-a produs o exfoliere. Că ei după ce au reparat, noi i-am obligat să filmeze din nou. Și din cauza acelei expoliere au trebuit să intervină. Deci o obligați să filmeze, nu credeți că... Am văzut, am văzut mașina, am văzut, da. Nu discutăm, nu se accepte, nu o să fie bun. Toată lucrarea, nu? Dar ați văzut, numai de aici, de la biserică și până la hop, păi... De-acum. Pasul de vreoastră, cred că e străcată. Da, nu, că te-ai uitat. Ce să faci mai? Tot de l-am dat aici, exemplu, că exemplu... Începând de picent, dar nu văzut. Exemplu, sunt 90%, canalizarea e rea. Ca să zicem așa. Exact proiectul. Nu vedea, au conformități. Da. Au bursele alea pentru care eu am o teamă când am... Bursi, ți-a văzut robită. Da. 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 Iar a de așteptat. Ați trimis o notificare către noi, consilieri, vis-a-vis de acel proiect legat de sănătate și sport. Da, v-am pus pe mail la toată lumea. Da, o solicitare a asociației. V-ați mulțumit. Nu mă gândesc nimic din voi. Consiliere, să-ți vă gândiți numai. Păi de când ar fi perioada? De luna octombrie. Adică poate să ați apelat. Dacă se nu știu că dăm niște date. Nu ne dăm niște date. Dacă ai fi vrut să organizeze ceva, trebuia să le spun. E vorba de indemnizația pe luna octombrie. Se va desfășura calitatea, punctul, un eveniment sportiv. Pentru asta vă rugăm și la asociația. Să-l finanțează celălalt concert. Victimele în poliție. Oricum a fost ideea. Nu știu.
da, da. Nu avem ce să facem. Părerea mea, fiecare va așa vrea. Păi da, sunt, mai asta e. Bine, dar cine vrea să facă un consilier o finanțare, poate face. Că s-a adentit suricatul care au nevoie de finanțare. Un bun de faptul că vremea mea se făceau activități sportive și erau finanțate de către noastre ca să încurajăm tinerii să facă. Eu sunt de acord, eu dau jumătate din indemnizația mea până în octombrie pentru această activitate. Dacă nu se pot, dacă nu putem să facem altfel, măcar cu atâta putem încuraja tinerii. Ce dăm bani? Uite, dar n-am văzut un program, aveam un program, nu l-am un program, ia citește tu ce ai înțeles acum. Normal că suntem pentru sport. Am sunat astăzi pe domnul director al școlii, ți-am întrebat dacă știe despre această activitate. Mi-a spus că tot așa au primit o solicitare în scris, dar informații foarte vagi, nimic concret. A luat legătura cu reprezentantul asociației care a spus că intenționează să organizeze această competiție mini-fotbal. Și atunci domnul director a venit cu propunerea ca în cazul în care dumneavoastră decideți să donați, acești bani să meargă strict către echipa de fotbal la Comunea Sărb și din bănuții aceia, spre exemplu, să se cumpere efectiv echipament, mingi, au avut activități până acum? Cine? Această asociație. A, nu știu. Nu, dar dacă vreau un program, pentru școala se prezinte ceva concret, așa, în termenul. Vom face, vom face. Domnul copiii noștri de la Său, aici am văzut doamna, direcționăm bani exact către școală și domnul director. Trebuie făcut prin ceva, la afacerea, să trebuie noi ceva. Domnul copiii noștri, cum adică, îi găsesc cu frate, n-au 100 de lei. Ei, vorba. Am și școală. Cam ce e acum, cam așa e treaba. Echipa școlii face școală, nu facem noi. Eu propun ca domnul primar să te-a de venitul școlii de la Său și dacă la noi se poate organiza așa, trebuie să facem la noi. E mai bine așa. Sunt aici, știm numele. Doamne, așa le copii de corect. Am mai avut o discuție cu domnul director, nou domn director de la școala Său. Bine, nu știu dacă a fost propunerea lui sau am fost toți de acord. Să, în loc de pachetele alea de Crăciun, care le dădeam la copii, să le cumpărăm, cum se numește? Uniforme. Uniforme școlare. Să fie toți copiii, să fie la da. Nu știu dacă e unul. Dar nu cred că acceptă. Este un regulament de ordine interior al școlii pe care părinții l-au semnat la început de an școlar. În acest regulament este prevăzut și această chestiune legată de uniforma școlară. Eu zic că e un plus, că dulciurile alea le-au mâncat. Asta nu e un lucru, rămâne la cimina părinților. Da. Cauză proastă din fata lui cu lume. Școala nu este un loc de spașpașa. Nu să aibă o veche de spașpașa. Un sarafan sau ce... Asta a fost odată. Nu. Asta trebuie să fie în continuare, fiindcă de-aia tinerii noștri au afectat greșite, fiindcă nu avem o cultură în lucru care să o respecte. Valorile și tradițiile le-am cam pierdut. Iar uniforma este o chestie care ține și de prestigiu școlar. Asta e bună treabă, dar eu nu văd să poate realiza. De ce nu? Dacă se impune prin regulament. Dar există, părinții au semnat un regulament de ordine interior, pe care trebuie să-l respecti. Că nu e o, școala nu e o casă fără stăpân. Și atâta timp când au semnat, trebuie să respecte acele prevederi. Mai ales dacă noi finanțăm prin chestia asta. Noi finanțăm, dar prima dată inițiată. Sunteți de acord, nu? Da. Cum sunt? Da. Din bucură. Vedeți, eu am acum începem diversurile care o să fie să vină. Ia măsuri, trebuie să vină. Da, trebuie să vină părinții la școală, trebuie chemați părinții la școală, să vadă cum își acolo.
Au fost chemați, au făcut consiliul pro... comitetul părinților, este un comitet al părinților în școală. La fiecare clasă este un delegat din partea părinților care ține legătură cu părinții. Și ei s-au organizat. Adică, eu sunt clasa 8 așa un unghie falsă. Ce vrei să faci? Da. Cu un program, masa, masa caldă în școli. O depus patru... Dacă mă să pierd nimic la școală, societăți au depus oferte pentru aducerea masei calde, din care trei au avut prețuri cât de cât aproape de normal și o societate de la Bacău a venit cu 5 lei pe pachet. Deci statul dă 15 lei, așa, și eu a venit cu 5 lei pe pachet. Și acum avem o întreagă problemă, că vă dați seama, de 5 lei ce o să poată atunci? O să duc un corn mucegăit, un 2 euro de apă, 1 euro. Dar de la noi nu s-a ajuns nimeni din oraș? Nu, a fost o societate la mâine și de la două de la Bacău și la Bacău. Și acum o avem. Am spus o perioadă de clarificări. Da. E justificat de mic față de celălalt. Păi și nu, și baghet. Da, dar cine vrei ce pui? De cumva e o chestie și aici, că legea nu specifică, băi, îmi pui calitate pe primul rând și prețul al doilea rând. Ei o profitație la o virgulă. Legea ne permite. Păi stai, mă, dar pe viitor o gândit-o, îți dau 15 lei, ca să nu ținți nici cât de cât. Știu că-ți convine să ții să profit, că ori pune, dacă pui produs în sandwich de 10 lei, așa, profitul e tot un leu. Dacă pui la un sandwich de 5 lei, profitul e tot un leu, dar îi aduci de proastă calitate. Ce mai proastă, nu? Sigur că tu câștigi la prețul ăla de 5 lei, dar o să-mi aduci produs de proastă calitate. O să-mi aduci ceva care nu o să... Dar n-ai de ce lei aici, cât de prost ar fi, n-ai ce aduci. Asta, deci profitul e același. Când pune produsul, el o scăzut la preț și câștigi... Dar ce mi-e descalificat din prima? Păi, a, descalifici, dar stai să vezi, dacă poți așa mă întreabă. Păi respect, dar uitați, spune că nu se respect. Deci ce vrei respect și oferta? Dar nu-i selecție de oferta? Nu-i selecție de oferta? Ce conține fiecare sandwich în parte de la fiecare timp? Nu, să te citați în cerul meu, nu-i cel mai mic preț. Cum? Stai să mă gândi să-i spune. Dacă ai tot inserție, nu scrie la preț cât mai înțelere, ce nu-i ramas. 20 de grame de preț, 20 de grame de carne, salată, 80 grame de pâine. Și în pâine, nu are să am ciocu, nu are să-i spune. Gramajul ăla nu dă în termenii calitate. Dar fi frică de care sunt copii. Greșit. Da. Altceva? Mai fi o problemă. Așa că trei cetățenii noștri, cum ne-a fel de apel, să aibă mare grijă la mașinile care vin în perioada asta, venit cu amai că am venit cu struguri, cu varză, cu produse de astea de comerț, pentru că se înșală mult la cântar. Vă spun din experiență proprie ce am pățit. Eu am fost acasă, părinții mei, diferită de 10 kg, la sac de varză de 25 de kg și nu recunoșteau. Deci nu sunt de ai noștri din comună. Mare atenție pe cine primesc în curte, mare atenție ce fac. Mai că nu-i de grum. Au un șelat bătrân, să fie atent, să aibă un cântar eventual de control la casă. Dar ce au toți? Nu au toți cântar, merg la un vecin, iar să aibă mare grijă pentru că au fost prins cu mulți în sac și nu recunoșteau. Și nu-i de grumă că am înțeles că fac profituri mari pe urma acestor. Și mecherii făcute de ei. Deci mare atenție. Bine că acum că am trecut perioada asta, mă, îl primești, spui că sunt, mă pleacă de aici, au păcălit pe mulți. Deci vă spun la mine acasă, am încercat, am adus cântarea de control, până că-i defect cântarea. Cântarea electronică, țineau display-ul în mână și îl schimbau în același timp asta. Vă dați seama câți bătrâni au păcălit. Da, deci mare atenție, pe viitor, când nu-i de bani. Sperăm să... Dar ăștia nu pot să vă urmăți care este comercial de acest lucru. E verificat că tău pe vin, așa, la bani. Dar nu față. Da, 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 da,
Atunci la urmă și a primit. Tatăl meu ăla domnul cu 400 și ceva de chef. Dacă nu am uitat acasă, mă, 77 de chef. Cât au de bun? Bă,